Pe 18 ianuarie va fi gata Pana de automobil de Friedrich Dürrenmatt, o piesă de teatru care va reuni pe scenă artileria grea a actorilor gălățeni, după cum declară directorul Cristian Gheorghe. Este un spectacol de calibru mare, așa cum îmi place mie să-l numesc, pentru că e un spectacol în care joacă garnitura de platină a teatrului, și anume Gheorghe Veghiorghe, Vlad Vasiliu, Stelian Stancu, Liliana Lupan, Ioana Citabaciu și alți doi actori, Lucian Pânzaru și Dan Căpățână. Narațiunea imaginează în stilul realist grotesc tipic lui Dürrenmatt pățania lui Alfredo Traps, un reprezentant comercial care trebuie să petreacă o noapte într-un sat unde e oaspetele unui judecător pensionar. Pentru a trece timpul, gazda pune în scenă împreună cu alți trei vecini matusalemici procese celebre. Un text interesant, care sper că o să prindă la publicul gălățean, sper să-l aprecieze așa cum l-am apreciat și noi cei care l-am ales. Este un spectacol care va fi în regia domnului Radu Nichifor și scenografia doamnei Vioara Bara, scenografă care a mai lucrat la noi. La Radu Nichifor este o premieră, n-a mai lucrat la Galați. E prima dată când vine aici. Publicul gălățean probabil îl cunoaște ca regizor dacă a fost la Teatrul Umbrăila. Și bănuiesc că majoritatea au fost și au văzut spectacole. Gălățenii iubitori de teatru sunt așteptați la Dramatic pentru un festin cultural. Să vină la teatru, pentru că, așa cum am mai spus-o de foarte multe ori, tot ce facem aici, facem pentru ei. Pana de automobil se mai joacă pe scena Teatrului Național din Iași, în regia Irinei Popescu-Boieru, începând din 2011.